De obicei, Minecraft trebuie să supraviețuiești cât mai mult, dar de data aceasta trebuie să murim de cât mai multe ori posibil pentru a ne îmbogăți. În episodul de astăzi trebuie să ne omorâm ca să facem bani. Ai mai auzit de așa ceva până acum? N-am mai auzit de așa ceva niciodată. Bun, după cum vedeți aici pe chat, avem un shop unde putem cumpăra chestii. Un diamant costă 5 lire, un enderpearl costă 10 lire, un teleport către end costă 1000 de lire, 4 lire și tot așa. Și ca să facem banii trebuie ori să ne omorâm pe noi, ori să omorâm mobi. O să fie destul de interesant, sincer, dar până atunci hai să luăm niște lemn, zic, să începem și noi Minecraft-ul cum se începe, nu? Bine, de fapt, știi că am putea să ne omorâm ca să facem bani de lemn, pentru că lemnul costă 2 lire. De ce te uiți așa la mine, Almos, Dice? Ce planuri ai? Uite dacă ce planuri am. Bă, nu, mă! Da-mi două inimi, mă, dar te omor eu pe tine. Hai să vedem, care e mai bun la VP, care e mai bun la VP. Stai că mă omor și eu acum, ia. Bum, și avem o liră. Păi hai să mai omorâm repede. Dar bă, noi n-am luat chestul ăsta de la început. Nu știu unde. La început nici nu l-am văzut. A, ia uite, e aici acestul la început, de la început. Da, dar stai tu unde ești, a. Pe aici, ia uite-l. Mamă, hai că e bine, avem lemn. E bine. A, uite și lemn, da. Întrerup puțin videoclipul pentru a vă spune că acest videoclip nu ar fi fost posibil fără tipul care m-a ajutat cu acest datapack. Aveți linkurile lui de Patreon și de Fiverr în descriere dacă doriți să cumpărați cele mai tari datapack-uri. Dar nu știu cum să facem pentru că tu realizezi că o să avem nevoie de 1000 de lire să ajungem în end, da? Nici o problemă, te rezolv eu, Almost Ice. Da, Rob Milian este pro la Minecraft, după cum probabil că știți și de la el de pe clipuri. Deci, na, o să fie destul de simplu, sper. Dar lui ăsta pare o oportunitate bună de a face bani. Am făcut 2 lire. Bun, asta înseamnă lemn, nu? A, stai că am făcut o prostie imensă, știi ce am făcut, nu? Te-ai aruncat cu itemele, nu? Da. Da, aveam și niște iteme. Aici, pentru că sunt foarte noob la Minecraft, am stat o grămadă să-l găsesc pe Romilian, dar într-un final l-am găsit și am continuat aventura. Almo, stai, sunt stânga. A, te văd, gata. Uite, stai că am aici pentru tine o sabie. Să ne punem mersi, pe mersi. Hai să facem bani, ia uite bani. Hai, vin banii bani la noi, tu vezi? Da, pe bune. Ia uite, să vină banii. Hai că... Hai, da. Ia, păi ai genul tot o liră. Și da, tot o liră, mă! Mamă, ce mi-a dat. A luat el o liră. E imposibil să nu fie un village pe aici, nu? Așa cred și eu, dar totuși văd că pădurea asta roz nu se termină deloc. Chiar nu vrea. Da. Amă, vină pe aici, hai, că uite, eu de obicei am noroc la chestii de astea. Am o presimțire că găsim mare village fix în partea asta, că mergem. Da, nu... Se pare că nu-i niciun village pe aici, dar nu ne dăm bătut să-l căutăm. Trebuie să găsim village-ul. Au, nu cred! Uite village-ul! What? E, what? Da, uite-l! M-a atacat iepurele. Bă, care erau șansele să găsim? Mamă, și fix aici, în pădurea roz. Da. Ce noroc, bă! Ce șmecher! Hai să vedem. Planul de atac al lui Romilian. Hai să vedem dacă... Planul de atac al lui Romilian. Oh, nu, scrie, trebuie să nu facem parte din plan. Ok. A, ți-am furat banii, bă, scuze. Contează, mi dai tu mai târziu. Da. Te trec pe caronet. Ia întâi să vedem dacă e o fierărie pe aici. Cum ar fi să nu fie, dar e imposibil să nu fie. Să vedem câți bani e de pe golemul ăsta. Acum aveți 200. 3 lire, bă, 3 lire. Ok, dar nu e... O să fie un drum foarte lung. Așa, cred că... o să fie un drum destul de lung. Da, și ăștia nu au fierărie, ai zis, nu? Nu știu, aici jos nu e fierărie, o fi sus fierărie, ia să mergem sus. Bine. Cred că de acolo venim, totuși. Păi venim de sus, dar poate e ascunsă, dar nu pare. Dar există villageri fără fierărie, tu știi? Există, da, foarte multe. Chiar destul de rară fierăria. Spoiler, nu avea fierărie village-ul. Eu să-ți dau lemn. Și ia, uite, mai am ceva pentru tine, un cadou. Mersi. Și să te poți apăra. Mersi. Așa, bun. Hai să-mi fac... deci ce să-mi fac? O lopată, nu? Da, am prins deja 2 villageri. Erau deja aici. Voiau să implice în proiectul nostru. Lol. Hai să mai găsim, dar cum îi aducem?
cu barca. Barca? Da, dar trebuie să găsim undeva mai sus, dacă mai e un villager pe aici sus. Deci ai o barcă, poți să faci o barcă. Poți să trei. Fac, da, ok. Stai. A, l-ai băgat. Bun. Dacă merge planul tău, ne îmbogățim, nu? Da, foarte repede, ar trebui. Deși nu sunt sigur. Bă, cât timp noi îi omorâm, o să funcționeze. Dar chiar, ți-a dat vreun ban pe village? Pe villager, când l-ai omorât? Nu am omorât niciun villager. A, nu vrei... A, am o veste foarte proastă pentru tine. Ce ai făcut, Almostice? Nu-ți dă ban pe villager. A, da, și cum ai aflat asta? Am omorât un villager? A, da. No, unde crezi că scapi? Bun, acum trebuie să facem rost de niște paturi și de... Dar ce casă aia construită pe nisip? Cum a ajuns nisip acolo, oare? What? Minecraft, efectiv Minecraft. Trebuie ceva care să ne omoare instant, foarte repede. Da, și la asta mă gândeam, merge cu minecarturi instant. Minecarturi? Da. Okay. Minecarturile, dacă pui 20, cred că era 20 de minecarturi, îți dau instakill. Sau nu chiar instakill, dar extrem de repede te omoară. Păi bun, și de unde facem rost de minecarturi? Păi asta e problema la toată ferma asta. Avem nevoie de iron. Dar nu cred că chiar așa de mult. Da, eu zic să mergem puțin la minat, că văzui că avem aici o mină și era plină de iron. A, bun, hai acolo atunci. A, planul ăsta sună genial, dacă funcționează, devenim milionari. Păcat că primul n-a mers și asta e... Aici e mina, nu? Să iau o torță din ăștia. Uite, ți-am luat și ție o torță. A, mersi. Uite, am găsit, am început să găsesc iron. Dar nu mai știu câte minecarturi îmi trebuiau. Bă, ia cât de mult iron post, că mă gândesc că na, o să avem nevoie. Dar după aia noi ajungem în end, dar ce facem acolo? Îl batem! A, păi la cât de bogat o să fim, o să ne putem cumpăra diamantele. S-a, uitasem. Cred că vreo 130 de... Nu cred! Și ce-am găsit, nu? Nu, mineshaft din ăla. Cum? Nu știu, așa se cheamă, nu? Gen... Da. Aia cu rail-uri. Da, da. Da, am găsit. Cât noroc să ai. Cum ar fi să fie aici portalul de end? Da. Cum? Pe bune. E o șansă, nu? E o șansă, da. What? Dar nu erau minecart-uri aici? Eu așa știu. Ba da. Bă, cât noroc să avem, what? Îmi place că avem noroc, dar și ghinion în același timp, cumva. Ia, hai să vedem dacă găsesc portalul către end. Dacă îl găsesc, efectiv, mă las de Minecraft. Aici am explorat mineshaft-ul și am găsit destul de mult iron, câteva minecarturi, m-am pierdut și am stat o grămadă ca să găsesc ieșirea, deci da, sunt mult prea noob la Minecraft, asta e clar. Cred că am găsit ieșirea. În final. Da, v-am găsit ieșirea, what? Care erau șansele? Bă, am un stack de iron. Fix un stack. Bagă la prăjit undeva. Da, dar nu prea avem căul. Merge pe lemne. Nu mai am lemne. Să cumpăr cam 10... Mai am lemne la mine. Păi prăjit tu. A, ok. Da. Dar cum funcționa asta? Acum cred că ar trebui să spawneze poate iron golem dacă... A, cred că e un iron golem spawnat deja. Sau nu? Bă, da, știi ce n-avem noi? Ce n-avem un noi? Un chest unde să ne punem chestiile, așa că o să cumpăr totuși niște lemn. O să-l prelucrez și o să fac un double chest. Bănuiesc că nu luași rail-uri din mineshaft-ul ăla. Am 8. Aba nu, am o grămadă, stai. Ia uite-te aici în chest. Ia. Ești pregătit? Da. Pac, pac. Ia uite. Perfect. Am nevoie de fix unul. Ah. Super, gata, ia uite, cartea. Hai că a fost bine că am fost în mineshaft-ul ăla. A fost foarte bine. Bun, hai să vedem acum planul de atac despre care ne tot vorbești. Deocamdată avem 9 minecarturi aici. Odată ce se fac 24. Bun, ăsta de aici cu iron-ul? Nu prea pare că vrea să funcționeze, nu știu de ce, sincer. Așa, gata. Așa. Hai să vedem dacă funcționează. O
Minecraft-uri, ia să văd dacă am destule Minecraft-uri acum. Nici nu știu cum să o testez. O să-mi las itemele în chest. Dar să-i dai și tu spam point? Nu, stai să... Bine, dar stai... Pune patul aici, pune un pat. Uite. Da, ia stai să-l lași acolo. Au, merge. Merge? Da. Îți dă bani? Da, îmi dă bani. GG, dar durează ceva. Da, durează puțin. Mă așteptam să fie mai rapid. Ia, hai din nou, da, stai să încerc și eu, ia. Deci mă bag. Boom. A, nu mai merge? A, bă, da. Da, merge, mă, merge. Merge, dar asta e problema cu orice fel de lucru care se omoare în Minecraft, că după ce te respawnezi, ai imunitate 3 secunde. A, da? Da. Ok. Păi s-a spawnat Iron Golem aici, în chestia asta, în groapă. În groapă? Da. Teoria mea a funcționat! Yes! De-aia a făcut groapa aia. Dar să nu iasă pe aici, nu cred că are cum. A, nu cred că poate. Bă, deci a funcționat, nu? A funcționat, da. Deci acum avem două surse de bani, să înțeleg. Da, da. Trebuie să stea cineva acolo să omoare Iron Golem, dar să finalizez eu groapa să nu ne omoare Iron Golem-ul pe noi. Bă, merge! Wow! Dacă nu luam, fraților, pe Romilian, nu făceam chestia asta niciodată, vă garantez. Chiar sunt curios acum cât de repede o să facem. Am cu două surse de bani. Să facem și Iron din sursa aia. Bă, efectiv. Creier. Așa, ia. Stai să scot scara aia. Bă, cred că un bucket de lava ar fi și mai eficient, dar o să vedem, mă rog. Așa. Așa. What? Teoretic o să mă duc acolo jos, dar stai cu nu cu itemele. Da, niciun caz. Mă spawnează aici și mă duce, op. Nu te duce. Se rezolvă. Op. A, pot să dau edit la sign-uri pe 1.20. Miau. Bonk, bonk, bonk. Hai, spawnează-mă aici, gata. Merge, nu cred. Bă, nu cred. Gata, am făcut fermă de Romilian. Ia uite. Posibil să fi mers mai repede și cu lava, că poate mai îmi dădea și lava puțin damage. A, da, chiar. Deci da, nu știu ce. N-am văzut lava pe nicăieri azi. Ai văzut tu? A, ba nu, cred că mi-ar fi dat damage, că-s fix 3 secunde până ajung aici jos. Da, deci am deja 5 lire. Bă, ce șmecher. Ce mai faci și tu între timp din Iron Golem? Bine, poți să sari și tu aici dacă vrei, că gen... putem să ieșim după aia. Da? Da. Ia uite, am ieșit. Și să dai spam pe patul ăla, da. Așa, gata. Ia să mor și Iron Golem. Ferma de bani, ia. Boom. Aia. Ce șmecher. Efectiv, ne îmbogățim murind, cumva. Bă, ce tare! Bum, câți bani ai? Eu am 10 lire. Eu am 15. Hai că se fac banii. Ușor, ușor. Facem și Iron din coace. Aici am început să fac bani și să-mi dau respawn de foarte multe ori, până am ajuns să fac 1000 de lire pentru a cumpăra portalul către End. Vă dați seama că am stat extrem de mult, așa că o să pun partea asta pe speed. Years later. Bă, mai am încă 9 și fac 1000. Ai auzit? Am auzit, încă 9 și mergem în End să batem dragonul. Bă, de cât timp stăm aici să facem chestia asta, sincer, deci...
foarte mult timp. Dar important e că am reușit. Într-un final. Bă, deci a fost extraordinar de complicat. Bine, sincer, ți-am zis, fără tine nu cred că făceam chestia asta vreodată. Dar oricum, super șmecher, încă 4 și mergem în end. Dar chiar sunt curios cum funcționează cumpăratul portalului. Sincer. Eu sunt foarte curios dacă ni se spawnează aici portalul în village. Acum vezi că se buguiește sau ceva, să sperăm că nu. Deci dacă pierd banii ăștia, efectiv, acesta a fost episodul, fraților. Dar nu prea cred. Bun, încă unul și facem 1000. Ia, acum vezi, la 1000 se resetează. Da. O, ai 1000 de lire, gata. Hai afară. Hai. Hai încoa. Ia vezi ce scrie pe semnul ăsta. Subscribe. Corect, da. Abonați-vă și la Romilian și la mine și haideți să facem acolo mulți abonați, multe like-uri. Bun. Acum. Marea. Acum, până spawnăm în portalul almul ăsta, vino cu mine să vezi ce am pregătit cât timp tu ai fost acolo la... Okay. La gaură, la ferma de Almostais. Hai să vedem. Dragonul nu se bate chiar singur, așa că avem aici strictul necesar. Wow, ce tare, mersi, mersi. Stai că lei sunt în stare să le iau, dacă e. Și ai și în ce stai, ce trebuie. Mamă! Hai că suntem pregătiți ca lumea acum. Da. Suntem gata de bătaie, direct. Chiar așa. Acum, dacă vrei să mergem să spawnăm portalul, hai tot aici la noi. Da, dar hai într-un loc mai plat cumva, într-un loc unde să nu riscăm să se buguiască, că n-am chef să... cine știe ce se întâmple. Aici? Unde aici zici? Aici cred că e bine. Și aici? Zic că pe aici? Hai. Da. Bun. Bă, mi-e frică rău de tot. Stai. Sincer, dar trebuie să scriu slash function server magazinul. Gata. Bă, mi-e frică, sincer. Îi dau? Eu zic să-i dai. 3, hai. 2... 1. Mamă, bă, gata, bă, avem. Gata, avem. Avem portalul. Mamă, ești pregătit? Hai, după dragon, da, eu sunt pregătit. Hai după dragon. De ce ai pus patul acolo? Ca să ne dăm respawn aici aproape. Îl pun și eu aici, hai, gata. Hai, hai. Și ne-am dus. Ne-am dus. Ma. Hai că am ajuns și Nand. Bă, suntem încă în viață, deci e bine. Ok, trebuie să o luăm încoace spre insulă. Da, dar și care e problema? Nu cred că avem un pickaxe, tu ai? Am eu un pickaxe de iron. Ah, ok. N-o să fie nevoie. Bun, hai să facem. Cu dragonul. Bă, în 2013, da, s-ar putea să mă mai fi bătut o dată cu dragonul. Cred că asta a fost ultima oară. Să încerc să mă bat cu ăștia? Au. Nu, dar te atacă ăsta, că te uitași la el. Au. Și acum o să dea toți, nu? Nu, decât ăla. Bine, acum, știi care e faza? Trebuie să spargem cristalele, dacă le vezi. Cu toate că e cam ceață, cel puțin pentru mine aici. E foarte ceață. Dar unde e dragonul? Îți zboară și el pe aici. Ok, și cum spargem alea? Trebuie să ne suim la ele sau dăm cu arcul? Trebuie să te sui la ele, dar trebuie să stai cumva sub ele. Uite, am dat cu arcul. Și s-a spart. N-ai. Nu merge și așa? Că s-a spart ăla. Da, merge, dacă vezi cristalul. Adică da, trebuie să nimerești. Da, uite, să ține un Enderman după mine, să-mi bag cu el, nu? Dacă se ține după tine și nu după dragon, dar nu, da. Nu, după mine. Mamă, dar câți Enderman sunt aici, bă! Da, să nu te uiți la mamă, ei. Mamă, mor! Dacă mor, revin aici, dar se țin după mine vreo 5 Enderman, ce să fac, repede. Ajutor, un sfat. Sfat? Pune unde ești? Fug de toți ăștia care se țin după mine. Sunt vreo 6 Enderman după mine. Vino mai spre centru, unde era portalul ăla, să te ajut. Uite, așa, ajutor, așa. ajutor. Okay, vino după mine. Bă. Intră sub asta. Ah, ce bine, mamă, bă, mai aveam 2 inimi. Gata, de aici te poți bate cu ei în principal fără să te lovească. Oh, și facem și bani. Faci și bani, da. Bun. Hai că încerc să ori. Dacă mor, ai. Dacă îmi desparge, zi să-i să nu stai cu ce el. Cu ce se sparge? Cu orice. Dacă dai cu pumnul în el. Ah, ok. Mamă, dar... Numai că să nu stai lângă el sau deasupra lui, trebuie să stai cumva sub el. Că-ți dă one shot. Gata, mamă, și cum cobor? Îmi dau cu Ender Pearl? Da, poți să-ți dai cu Ender Pearl-ul. Mi-aș da... Da, uite, poți să mă sui... Mai e unul. Foarte aproape. Stai că mă duc, dacă... Dacă nu e spart.
Ei, nu e spart, nu e spart. Eu mă sui pe unul spart. Piran. Aoleu, urcă dragonul la mine. Asta nu-i chiar bine. Gata, gata. Hai că suntem bine. Și dacă îmi dau enderpearl acum jos, e ok, nu? Au, da, era da. Să cad, era să cad, era să cad. Enderpearl-ul ăsta îți ia decât jumătate de inimă. Bă, da, am chancurile foarte mici, gata, uite, le-am. Da. Mamă, rămăsai fără blocuri, n-o problemă, avem shop-ul. Exact. Magazin, blocuri, 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 gata, 400 acolo de blocuri, așa. Boom, gata. Gata și mai am eu pe ăsta și gata. Bam, gata. Astea au fost toate? Da. Aoleu, vreau un Enderman să vină la mine. Fugi sub chestia asta, gata, mănânc puțin. Mă bat cu Endermanii care nu mă lasă în pace. Aoleu, mai vin vreo 3, stai. Lasă-mă, pot să-mi bat cu dragonul, mă omor. Asta nu-i bine, asta nu recomand. Sper să nu se întâmple, stai. Nu, mă atacă și pe mine Enderman, nu, muri. Mă atacă doi Enderman, ba cred că o să mor. Gata, hai, acum mai dau cu săgeți în dragon, hai. Acum când ateriză nu mai poți să dai cu săgeți în el. A, doar cu sabia? Mamă, dar mai da. Am trei inimi, mamă, trei inimi, mai am o jumătate de inimă, o jumătate de inimă. Nu, oh, nu muri. Nu, ba cred că mor, sincer, gata, cred am murit. O liră. Nu, jumătate de inimă. Ai murit, easy. Jumătate de inimă, what? Mamă, stai să mă regenerez puțin. Da, mamă, ceva dă-mi mine, ce dă-mi mine aici? Da, venise, intrase dragonul peste noi. Din nou mă lăsați în jumătate de inimă. Sper să nu mai vină puțin. Și eu sper. Dar nu știu ce au endermenii ăștia cu mine. De obicei n-au așa mari probleme, de obicei. Deci acum dragonul nu se mai regenerează, să înțeleg, nu? Nu, nu se mai regenerează. Mamă, vin vreo 5 endermeni la mine din nou, nu... Mamă, bă, greu e, bă, să bați dragonul ăsta, sincer. Așa e. Bine, după clipul de astăzi, observ că Minecraft, în general, e super greu. Hai că îi dă dui jumătate de viață că făcui strategia cu paturi. Și mă, de unde e Enderman-ul ăsta? Nu! Ok. Hai, bă, dragonule, hai. Și nu, dar nu mergi să dai cu săgeți în dragon deloc? Ba, merge, acum merge, dar trebuie să-l nimerești. De când aterizează nu merge. Când e aterizat. Ok. Hai, dai. O, nu pot să mă apropii. Mamă, dar chiar că dă-n tine, mai am două inimi. Da, trebuie să stai sub el când îl ataci așa. Dar, nu. Ok. Mamă, bă. Aș da în el, dar mor, că mai am o inimă jumate. Dar da. Și pe tine. Da. Să mări, să dau în el? Trebuie să stai cumva sub el. Și în principal, dacă intri prin spate... Dar nu mergi, îți dai în el, what? Aba, da, gata. Da, trebuie să-i dai în cap, în principiu. Oh, mi-a dat un hit, sunt aproape... Oh, da. A, ești mort. Asta se întâmplă fără armură. Deși am reușit să bat Minecraft odată fără armură, dar asta cred că o dată pentru că în rest n-are rost. Nu. Vin Enderman, unde e chestia aia de-ai făcut-o tu? A, uite acolo. Nu, vine Enderman-ul ăsta și mor, că n-am inimă, n-am viață. Fugi, gata. Degeaba vii, mori. Bine, dacă trece dragonul fix pe acolo, poate să distrugă chestia aia. Că toate blocurile puse de player in end pot să fie distruse de dragon. Alol. Gata, ba, mori. Mamă, am 20 de lire. Iar sunt curios dragonul câți bani o să dea. Acum vezi că dă o liră. Bă, dar nu pot să-l omor. Nu, nu. Sparge paturile. Nu, două inimi mai am. Mamă, și-ai dat mâncare, dar am mâncat-o pe toată. Mai am dacă vrei. Okay. Dacă vine acolo la tine. Dar și dragonul vine. O să dau mâncarea asta. Așa, o să plecă mie că vine dragon. Gata, hai că s-au potolit endermenii. Hai mă, unde-i dragonul, că nu mai are mult. E în aer. Super puțin mai are, hai. Mamă, dar de obicei eram pro la săgeți, efectiv. Nu știu ce se întâmplă azi. Hai că mai are puțin de tot. O săgeată ne-a nimerit. Aba, da, uite.
Hai, încă puțin, încă puțin, încă puțin. Câteva... Se tot uită un enderman la mine. Câteva hituri mai are, nu? Da, dar nu vrea, se duce în cer, nu știu unde se duce. Da, nu cred că mai putem să nimeni cu sădițile la distanța aia. Bă! Mai jos! Pe bune! Lasă-ne să stăm o rând, că vrem să terminăm Minecraft. A, trizează acum. Bun, hai, încă puțin. Încă... Vino în fântână, vino aici în fântână. Bine, hai. Mamă, ce mi-a dat o inimă jumate, mai am. A, nu mai am. Stai, iau merele, dar nu le mai au, că... Cât de puțin mai e. Hai. Hai, Armo, stai, stai înapoi să-l terminăm odată. Acum vin, mamă, cât de puțin mai are. Firon coașe, dă-i cu mâna, dă-i un pumn. Acum, hai. Un pumn mai are, nu? Poate doi. A. Poate doi. Bă, stai, gata, vin. Gata. Failul de final trebuia să se întâmple, dar nu contează, hai că vin. Bă, cât de puțin mai are, tu vezi? Da. Efectiv, un pumn. Gata, acum l-o mor. Da. Hai că te așteaptă și el. La cap, mor, la cap, bă. La moacă, că nu vrea la picioare. No! Cât mai are, bă? Prinde-le coadă. Bai, tu ai acum toate itemele. Dă-i cu săgeți. Nu știu unde sunt ale tale. Dă-mi de repede un arc. Ia. Câte săgeți ai? Una, atâta trebuie. Da, dar crezi tu că îl nimeresc o săgeată vreodată în viața asta? Dacă nu mai am eu. Hai. Hai. O săgeată asta îți conteze. N-am făcut-o. Mai dau o săgeată, mai aruncă săgeată, hai. Hai. O săgeată, ultima săgeată. Pe bune? Nu. Să sperăm că e ultima, da. E prea sus, nu să-l nimeresc. Sper că știi. E puțin cam sus, da. Haide-mă puțin de tot mai jos, vino. Stai, mă. Că o să vină el. Dragon. Bă, dar pe tine unde te aruncă dragonul ăsta? Gata, hai că vine. Mai jos, scuță. Parcă, da. Cu pumnul bați. Să poți să zici. Bă, dar nu nimerezi nicio săgeată toată. Mergem în fântână. Hai. Trebuie să te duci la cap să-i dai. Și să nu sari. Că dacă sari... Le-am bătut! Gata! Un milion! GG! Un milion! A devenit Armo Stice milionar. Milionar pe Minecraft, bă, împărțim banii. Da, perfect. Haide! Da. Haide! Hai în portal. Mamă, level 50! Hai, wow, mor! Hai, repede! Am terminat Minecraft-ul! GG! Mamă, cum a fost? Cum ți s-a părut? Cum a fost? A fost foarte mișto. Wow! A fost genial, sincer. Chiar am plăcut mult de tot. Mamă, bun, păi... Cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, intrați pe linkul din descriere unde găsiți canalul lui Romilian, pentru că fără el clipul ăsta nu era posibil, sincer. Bun, eu am fost Ghețaru Almo, el a fost Romilian și ne revedem data viitoare. Salut, nu! Cât de perfect.